Bine ați venit! Mulțumesc, bine v-am găsit! Salutare! Eu credeam că sunt tânăr la 35 de ani, dar se pare că nu sunt neapărat, că m-au apucat. Să spunem că ne dor genunchii. Cum știm că e o problemă legată de articulație? Afecțiunile genunchilor sunt foarte frecvente și cum știm, când apare o durere care persistă după un efort, după mers sau când stăm, de exemplu, la birou multe ore, când ne ridicăm, începe să apară durere, asta sunt semne, sau rigiditatea articulară. Da, deci dacă ne ridicăm și zicem, troznește un pic. Așa, și troznește, da, la tine troznește. Da, acum parcă troznește și mai rog, că-i domn doctor aici, stai potolit. Deci, troznetul articular, dacă nu este însuțit de durere în același timp, nu este... Nu e problema. Nu este ceva problemă? Ce bine. Domnul doctor, din ce cauză apare uzura cartilajului articular? Uzura cartilajului articular la nivelul genunchiului, vorbim. Da, da. Înseamnă artroză genunchiului. Artroză este, să vorbesc despre artroză, că să știe ce înseamnă. Artroză este o afecțiune ale cartilajului articular. Cartilajul care acoperă capetele osoase, ca să nu se frece oasele între ele, acest cartilaj se degradează. Cauzele artroză sunt multe, dar vorbim despre cele mai importante. Poate să fie o uzură naturală care apare odată cu înaintare în vârstă, vorbim după vârsta de 60 de ani. O componentă genetică foarte importantă. Se moștenește asta? Da, unele persoane pot să facă artroză dacă au în familie sau au avut cazuri. E clar. Statul în picioare pentru perioade lungi de timp este un factor de risc. Excesul ponderal, pacienții care sunt obezi au un risc mai crescut pentru a suferi uzura articulară. Pe articulație, da. Normal. Există și sporturi care duc la uzura cartilajului? Adică, nu știu, mă gândesc la tenis, poate că îl forțezi foarte tare genunchiul, sau la alte sporturi? Orice sport care pune presiune și un impact foarte mare asupra genunchiului poate să uzeze cartilajul. De exemplu, alergatul, mai ales în condiții nepotrivite, poate să uzeze cartilajul. Înțeleg asta, da. Da. Uh-huh. Am și mulți pacienți care vin fotbaliști, care au avut leziuni la nivelul ligamentelor și de menisc, care sunt neglijate, poate să se uzeze articulațiile lor. Eu cred că Bogdan nu o să fie în regulă cu asta, că el nu face foarte mult sport, se uzeze cartilagiile până la... Dar cam de la ce vârstă putem suferi de artroză problemele astea? Poate să afecteze orice vârstă, dar este mai frecventă după 50 de ani. Deja m-am relaxat, adică nici nu mai... Cum se tratează, domnule doctor? Tratamentul la început este reprezentat de când vine pacientul cu antiinflamatoare locale și orale, poate infiltrație intraarticulare cu acid hialuronic și PRP, plasma îmbogățită cu trombocită, cele mai folosite. Uneori este nevoie de intervenție chirurgicală prin tehnici minim invazive la pacienți tineri pentru a trata cauza care a dus la artroză. Ce înseamnă minim invazive? Este artroscopie, adică e o operație mică care cu camera și în niște instrumente speciale putem să tratăm multe afecțiuni. Fără să fie tăietură. Exact. Practic asta înțeleg prin minim invaziv, doar nu te taie mult. E o tăietură mică, da. Sunt două tăieturi. Eu sunt curioasă să aflu că odată vindecat e reversibilă boala? Noi încercăm... Sau reversibil? Nu, poate... Noi încercăm, poate reapărea? Da, poate. Trebuie să tot lucrezi acolo. Mă gândesc că pot să existe și niște complicații acolo. După operație sau... Nu după operație, dacă nu o tratezi. Tratăm. Da, exact. Dacă nu se tratează, putem să ajungem în viitor la schimbarea articulației naturale cu proteză. Cu proteză, deja e serioasă treaba. Da. Domnule doctor, cum putem preveni această uzură a articulațiilor genunchilor? Că despre asta vorbim. În primul rând, prevenția se realizează din timp. Da. Nu doar când avem dureri sau... Da? Prevenția se realizează prin administrare de suplimente adecvate. Da. Aici vorbim despre suplimentele, deci nu toate suplimentele poate fi de ajutor. Sunt anumite suplimente care se recomandă, vitamina D, calciu, magneziu, suplimentele pe bază de colagen. Da. Uh-huh. Au un efect ca un calmant. Și îmbunătățesc funcția articulațiilor, dar nu tratează artroză.
Doar îmbunătățesc și o mențin acolo, într-o stare, ca să nu se deterioreze, probabil. Da, și menținerea unei greutăți corporale adecvate, să avem o viață activă prin practicarea sporturilor care blânde articulații genunchiului. Care sunt sporturile blânde astea? Ziceți-mi și mie două, trei, ca să știu. Să știe, să se ferească de alea care nu sunt blânde. Care nu pun presiune asupra articulației genunchiului. Badminton, biliard, șah. Da, avem, de exemplu, eu recomand foarte mult și pe primul loc notul. Da. Este recomandat pentru că este un sport care întărește musculatura articulației și fără să pună presiune pe genunchi. Corect. Da? Domnule doctor Mutase Maher, vă mulțumim foarte mult și vă mai așteptăm și cu alte informații.